Califul Barză, după Wilhelm Hauf. A fost odată în Persia un calif iubit de toată lumea, pe nume Sciasid, și califul acesta avea un singur dușman, pe Cascenur, un vrăjitor trufaj care voia să-l vadă pe tron, pe fiul său, Mirzah. Într-o bună zi, Cascenur, deghizat în negustor, fu adus înaintea califului pe care îl convinse să primească în dar un vechi pergament scris într-o limbă necunoscută și o tabacheră plină cu un praf închis la culoare. Califul, curios, descifră pergamentul și citi. Oricine citește aceste cuvinte se va putea preschimba în ce animal dorește dacă va trage în piept acest praf și va rosti cuvântul mutabor. Dacă va voi să se prefacă la loc în om, va trebui să se închine de trei ori spre răsărit, rostind același cuvânt. Dar pe hârtie era scris că avea să fie vai și amar de cel ce ar fi râs cât timp era animal n-avea să-și mai poată aminti niciodată cuvântul fermecat ca să redevină om cum fusese înainte. Mâine voi încerca praful, îi spuse Sciasid bucuros marelui său vizir Manson. A doua zi, în zori, cei doi ieșiră din palat și califul scoase tabachera. Să ne preschimbăm în berze, îi propuse el lui Mansor. Amândoi inspirară praful negru, apoi rostiră cuvântul mutabor și se transformară în două berze frumoase. Hai să cunoaștem alte berze, spuse atunci Ciasid și se îndreptară împreună spre un râu mare. În ziua aceea învățară foarte mult, multe lucruri despre viața păsărilor, chiar și dansul pe care îl fac când sunt îndrăgostite. Era atât de caragios să vezi o barză dansând, încât și Asid și Mansor, uitând de cumplitul blestem al pergamentului, izbucniră în râs și aveau să se căiască amarnic pentru hohotele acelea. După amiaza târziu, Hotărâtă să se întoarcă la palat. Ajunși în oraș, își dădură seama că se petrecea ceva neobișnuit. O mulțime mare de oameni se adunase pe străzi și când Sciasid văzu că un străin ședea în lectica lui aurită, se înfurie din calea afară. Cine este șarnatarul acesta?" strigă el. Este fiul lui Cascenur, vrăjitorul pe care l a alungat-o din de la palat. Îți amintești?" îi spuse Mansor, pălind. Dar se simțea deja cuprins de groază, căci nu-și mai amintea cuvântul magic cu ajutorul căruia redevenea om. Cele două berze nefericite se priviră una pe cealaltă cu mâhnire, apoi se ridicară în zbor și se îndepărtară de oraș. Flămânde, coborâră printre ruinele unui templu vechi. Se tot uitau împrejur căutând hrană și tresăriră la auzul unui geamăt prelung pătrunse printre de rămături și, dintr-o scobitură întunecată, o bufniță mare zbură până la ele. În sfârșit de ani bune aștept această clipă, poate că profeția este pe cale să se împlinească. Auzind-o, Sciasid și Mansor se priviră uluiți. Cine ești?" o întrebare amândoi într-un glas. Sunt Nagia." fica regelui Indiei. Cu mulți ani în urmă, un vrăjitor rău pe nume Cascenur voia să mă mărite cu fiul său, Mirzah, ca să pună stăpânire pe regatul tatălui meu. Tatăl meu a refuzat cererea plină de îndrezneală și Cascenur, ca să se răzbune, s-a îmbrăcat în sclav și mi-a adus un vas cu o licoare în timp ce eram în grădină. M-am transformat pe loc într-o bufniță, iar el mi-a spus, vei rămâne așa, sub chipul acestei păsări respingătoare, până când cineva va vrea să te ia de soție. Apoi m-au osândit să trăiesc printre ruinele acestea pentru totdeauna. – Deci, ca te-a nenorocit ca și pe noi, spuse califul și a povestit pățania lor. Poate că nu este totul pierdut spuse bufnița când califul își sfârși povestea. Din când în când, nu se întâlnește cu alți vrăjitori într-o copere din acest templu și, în timp ce benchetuiesc, își povestesc isprăvile. Dacă ar povesti ceva făcut, poate că ar rosti cuvântul pe care îl căutați. Pot să vă arăt unde este, dar mai întâi, unul dintre voi trebuie să-mi făgăduiască acum că mă va lua de soție, altfel voi rămâne pasăre pe veci. Oftând, stia asid se întoarse către bufniță. Mă învoiesc, făgăduiesc să te iau de soție, dar numai dacă voi reuși să aud cuvântul magic și să rup vraja. Bufnița își lua zborul și le călăuzi pe berze în sala vrăjitorilor. Iată, aici se adună, îi vom putea iscodi prin această deschizătură, dar va fi nevoie de timp și de răbdare, căci nu știu când vor sosi. Zile în șir trecură cu rândul de pază până când, într-o seară, vrăjitorii sosiră cu mare zarvă și, la lumina unor torțe mari, se așezară în jurul unei mese. O spățul începu numai decât și, tot închinând unii în cinstea altora, își povestiră isprăvile și planurile. După un timp, ca se ridică să le povestească celorlalți. Știți cum am reușit să-l pun pe fiul meu pe tronul califului Sciasid? Întrebă el, apoi începu să explice înșelătoria. Când ajunse la cuvântul mutabor, cele două berze, în culmea fericirii, începură să repete pe rând. Mutabor! Mutabor! Iată cuvântul uitat! Bufnița îi însoți pe Calif și pe tovarășul lui afară, unde cei doi se închinară de trei ori spre răsărit și, pronunțând cuvântul magic, se preschimbară din nou în oameni. Dar minunile nu lua răsfârșit, căci și bufnița se prefăcu în aceeași clipă într-o prea frumoasă fată. Se pipăiră neîncrezător și se îmbrățișară extrem de emoționați. Califul sărută fata și spuse, Îmi voi ține făgăduința, de cum mă voi întoarce pe tron, vei fi soția mea." Venise vremea să li zgonească pe Mirzah, dezlegară cămilele vrăjitorilor și luară fiecare câte una, iar pe celelalte le alungară în deșert. Apoi se îndreptară spre oraș, încredințându-se că nu erau urmăriți. Călăuziți de stele și de lumina palidă a lunii, ajunseră la porțile orașului când se ițea ziua. Califul trăiește! Califul trăiește!" fură primele strigăte de bucurie cu care îl întâmpinară oamenii. În timp ce înainta pe străzi, o mulțime tot mai numeroasă se strângea în jurul lui aplaudând și într-o clipă vestea se răspândi pretutindeni. Sciasid s-a întors, Mirzah a mințit! Astfel se spulberă planul pe care vrăjitorul îl pusese la cale cu atâta iscusință. Auzind vestea, Mirzah, care reușise să pună mâna pe tron cu o ceată de supuși, fiind sigur că Sciasid nu se va mai întoarce, încerca acum să fugă prin grădinile palatului, dar fu prins de îndată. Și ca urs, fârși în lanțuri și, după ce îi află faptele, poporul pe dapsa: La moarte! La moarte! Astfel, Capul rău făcătorului se rostogoli în țărână. Pe fiul său îl puseră să inspire praful permecat și, când pronunță cuvântul mutabor, se prefăcu în barză și fu închis într-o cușcă în turnul cel mai înalt al cetății. Dar această întâmplare, ce păruse atât de tristă și fără de ieșire, aduse o mare bucurie la aparatul regal al lui Ceasid, căci Nagia, fu pentru el soția minunată la care visase întotdeauna. Abia aștept următoarea poveste? Abonează-te la canalul de YouTube Totul este posibil pentru a primi o notificare când publicăm noile episoade. Noapte bună, copii!